ca un star care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic să ne placă. Disprețuit, părăsit de oameni, om obișnuit cu suferința, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai față de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Apoi scrie, totuși el suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădărângele noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el. Și pe rândurile lui suntem tăbăduiți, slăvit să fie Domnul. Mai departe, a fost chinuit, a suprit. N-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tun. N-a deschis gura. A fost bat prin apăsare și judecată. Apoi spune cuvântul Domnului mai departe, Domnul a găsit cu care să-l zdrobească prin suferință. Scrie, și-a dat, își va da viața ca jertfă pentru păcat. Acum noi spunem, și-a dat viața ca jertfă pentru păcat. Apoi, așa cum a fost amintit înainte, a luat asupra lui povara nelegiurilor noastre și s-a rugat pentru cei vinovați și s-a dat pe sine la moarte pentru noi și păcatele noastre. Apoi, din textul acesta, mai putem să vedem atitudinea poporului evreu față de Domnul Iisus și față de lucrarea pe care l-a făcut-o. Atitudinea poporului evreu. Care n-ar trebui să fie atitudinea noastră. Din potriva, ar trebui să învățăm de la ei. Scrie aici, cine a crezut? Cine s-a vestit? Cine a cunoscut brațul Domnului? Scrie aici. Mai departe. Noi nu l-am băgat în seamă. Evrei nu l-au băgat în seamă. Și gândul acesta mă frământă. Cum am putea și noi să nu-l băgăm în seamă pe Domnul Iisus? Gândiți-vă la asta. Cum aș putea să nu-l bagă în seama pe Domnul Iisus? Deci aceasta a fost atitudinea poporului evreu. Pentru Domnul Iisus sau față de Domnul Iisus Hristos. Și din textul acesta încă mai putem să observăm câteva lucruri foarte frumoase. Și anume, valoarea jertfei Domnului Iisus. Binecuvântările care curg din răstignirea Domnului Iisus. Versetul 5. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădărângile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui noi suntem tămăduiți. Ce avem din jertfa Domnului Iisus Hristos potrivit cu acest verset? Ce primim noi? Cuvântul Domnului ne spune aici, noi primim pacea. Iar el a primit pedeapsa. Este un schimb care se face la cruce. El primește pedeapsa și eu primesc pacea. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Deci pedeapsa a căzut peste el și eu primesc pacea. Slăvit să fie Domnul! Pacea cu Dumnezeu! Pacea cu noi înșine, echilibru pe care trebuie să-l avem. Iertarea lui Dumnezeu trebuie să facă un echilibru și în interiorul nostru. Sunt oameni care nu se pot ierta pe sine însuși. Sunt oameni care nu pot să aibă echilibru cugetului. Sunt oameni care nu pot să aibă liniște și pace în ei înșiși. Deci adevărata lucrare a lui Dumnezeu, jertfa Domnului Iisus Hristos, aduce adevărata pace, echilibru, liniștea. În pace și în liniște va fi mântuirea noastră, ne spune cuvântul Domnului. Apoi, jertfa Domnului Iisus Hristos aduce și pace cu ceilalți. Odată ce Domnul Dumnezeu m-a mântuit și m-a salvat, am pace cu Dumnezeu. Și pacea cu Dumnezeu trebuie să reflecte și în pace cu ceilalți. N-aș trebui să am motive să n-am pace cu ceilalți. N-am, nu pot să am pace cu fratele, cu zora, cu vecinul, cu cumnatul, cu cumnata, cu eu știu, cu neamurile, cu vrăjmașii. De ce să rămânem în stare de vrăjmășie? Când Dumnezeu m-a împăcat cu El, să ne ajute Domnul să punem prăși pe pacea cu ceilalți. De fapt, pacea cu Dumnezeu implică și pacea cu ceilalți.
curge din pacea cu Dumnezeu și pacea cu ceilalți. Este această maturitate spirituală. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Tot în versetul acesta, din versetul 5, ce mai primim noi? N-am auzit. Vindecarea, tămăduirea. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. Suntem vindecați. Măriți să fie Domnul. El a primit răni, suferință, durere. Eu primesc vindecare, tămăduire. Jertfa Domnului Iisus Hristos. Suferințele Lui, rănile Lui sunt sursa vindecării și a tămăduirilor noastre. Măriți să fie Domnul. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. Prin rănile Lui suntem vindecați. Dumnezeu să ne mărească credința. Dumnezeu să ne întărească credința aceasta. Să mărturisim adevărul acestea. Să mărturisim această valoare a jertfei Domnului Iisus Hristos. El a primit rănile. Eu primesc vindecarea și tămăduirea. Și atunci când vii la cina Domnului, apropie-te. Așa, apropie-te în starea aceasta cu credință. Doamne, mă atinge tine de rănile tale și îți mulțumesc că Tu îmi dai vindecare. La cina Domnului, când iei bucățica, când bei din pahar, primești vindecare, primești tămăduire în trupul tău, în sufletul tău, în ființa ta, în viața ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ce mai primim din valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos? Ce mai putem să beneficiem de acest har al lui Dumnezeu? Versetele 11 și 12. Va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprionit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povoara nelegiurilor lor. De aceea îi voi da partea lui de la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Domnul, aici, spune cuvântul Domnului, că a luat asupra lui povara nelegiurilor noastre. El a fost făcut păcat. El a fost păcat. Păcatul întregii omenire, al meu, al fiecăruia dintre noi, a fost peste Domnul Iisus. Și noi am primit neprionirea, starea de neprionire după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a pus în stare de neprionire pentru că Hristos a luat păcatul. Luând păcatul deasupra mea, deasupra ta, deasupra noastră și punându-l pe Domnul Iisus, El a devenit păcat, El a trebuit să primească pedeapsa pentru acest păcat, iar eu am primit neprionirea în jertfa Domnului Iisus Hristos. Este neprionirea noastră. Lăudat să fie Domnul. Domnul Iisus a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. 1 Corinteni, capitolul 1 cu 30. Iisus este neprihănirea noastră. Pentru că vina, El a primit vina, eu primesc neprihănirea. El a primit pedeapsa, eu primesc pacea. El a primit rănile, eu primesc vindecarea și tămăduirea. Toate acestea în jertfa Domnului Iisus Hristos. Prin sângele Lui avem iertarea, în El avem răscumpărarea, lăudat să fie Domnul. Ce mai primim din jertfa Domnului Iisus Hristos? Cuvântul lui Dumnezeu spune aici, totuși El suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. El a primit moartea, iar eu primesc viața. Prin moartea Lui, eu am viață, primesc viață din viața Lui, din moartea Lui. Și-a dat viața, și-a dat viața la moarte, și-a dat viața prin moarte, ca eu să primesc adevărata viață, ca eu să primesc starea după voia lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Apoi, spune cuvântul Domnului, noi rătăceam ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră tuturora. Noi rătăceam toți ca niște oi. Fiecare și avea drumul Lui. Nelegiuirea și pedeapsa a venit peste El. Pentru că noi astăzi să primim un alt drept. Atunci eram niște rătăciți, mergeam pe căile noastre, rătăciți în păcatele noastre, în trăirile noastre, ca niște oi, fără păstor, dar acum suntem aduși într-un staul nou. Acum noi suntem aduși într-o stare nouă. Primim prin jertfa Domnului Iisus Hristos
răscumpărarea, suntem transferați într-o împărăție nouă, împărăția Fiului Dragostei lui Dumnezeu. Scoși din întuneric, scoși din lume, scoși din rătăcirea noastră, aduși la staurul cel nou. A fost scoși din întuneric, a fost scoși din împărăția întunericului și a fost transferat în împărăția Dragostei lui Dumnezeu. A fost scoși de sub blestemul legii și Domnul a fost făcut blestem pentru noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am primit răscumpărarea, iar El a plătit prețul. Am primit binecuvântarea, iar El a primit blestemul. În urma neascultării vine blestemul. Dar în urma ascultării Domnului Iisus Hristos a venit binecuvântarea peste noi. El a fost pus pe lemn blestemat. Este oricine este atârnat pe lemn. Iisus a fost blestem, iar noi primim binecuvântarea. Lăudați să fie Domnul. Iată ce lucruri adânci și minunate, profunde, le avem din jertfa Domnului Iisus Hristos. Hai să mai repetăm un pic. El primește pedeapsa, eu primesc pacea. El primește păcatul meu, eu primesc neprihănirea Lui. El primește moartea mea, iar eu primesc viața și viața din nou. El primește rănile, eu primesc vindecarea și tămăduirea. El, care a fost Fiul lui Dumnezeu, ia rătăcirea mea, ia starea mea de rătăcire și mă aduce într-o stare de răscumpărare. Mă pune în împărăția lui Dumnezeu, mă pune în staul lui Dumnezeu. El primește blestemul, eu primesc binecuvântarea. El primește singurătatea, El moare. Eu nu singur. El moare singurătatea noastră, despărțirea de Dumnezeu. El primește despărțirea de Dumnezeu, singurătatea. Iar eu primesc părtășia, eu primesc adunarea, eu primesc adunarea Sfinților, eu primesc binecuvântarea lui Dumnezeu. Lăudați să fie Dumnezeu. Binecuvântări din jertfa Domnului Iisus Hristos. Valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos. Și fraților, frații mei, nu ne ajunge timpul să putem să spunem, timpul vieții nu ne ajunge să putem pricepe toate adâncimile jertfei Domnului Iisus Hristos. Nu le vom putea spune niciodată. Niciodată. În veșnicie vom înțelege totul de plin. Acum știm așa parțial, în parte, câte ceva, acum vom ști totul. Chiar și Scripturile care vorbesc despre jertfa Domnului Iisus Hristos, este foarte greu să le înțelegem și să le putem percepe și percepe în totalitate tot ce a făcut Domnul Iisus Hristos la cruce. Numai veșnicia întreagă de va fi de așa om să înțelegem. Dar până atunci, să-L băgăm în seamă. Până atunci să respectăm ce a făcut pentru noi. Până atunci să-L iubim. Până atunci să-L slujim cu pasiune, cu sacrificiu. Nu numai să vorbim despre asta, să slujim, să facem cu adevărat faptele dragostei din tâi. Că dragostea a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să respectăm valoarea aceasta a jertfei Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Fraților, cuvinte grele, Evrei 10, versetele 28 și 29, doar acestea, că și celelalte grele. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă prin mărturia a doi sau trei martori. Și acum scrie, cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Trei atitudini foarte greșite, foarte grele. 3, 1, va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Deci după ce a făcut El, ce a făcut la cruce, valoarea aceea pe care veșnicia ne va ajuta să o înțelegem, să ajungi să calce în picioare, să calce în picioare ceea ce a făcut El. 2, va pângări sângele legământului. Dar că nu ne vine să știm, să explicăm ce e asta, cum e asta. Și va bătrâni cu Duhul Harului. Cu cât mai aspră pedeapsă, legea lui Moise a fost aspră, știa.
Legea lui Moise a fost aspră. Dar aici zice cu cât mai aspră, pedeapsa va primi cel ce va face așa ceva. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne cerceteze. Mi-aduc aminte aici, la Dumnezeu, biserică acestea, la o binecuvântare, cred că la oare de fricile noastre, cred că la Rut, a fost fratele Sami Fedor, care acum trece prin marea încercare a vieții, a spus, mai bine să-L cunoști pe Dumnezeu aspru și sever aici și să-L întâlnești încolo, Dumnezeul dragostei. Prea mult să vehiculeze Dumnezeu al dragostei, al bunătății, al harului și noi toate acestea desconsiderăm și tot desconsiderăm că zice trece și tot diluăm valoarea lucrării Dumnezeu. Și dincolo vom întâlni Dumnezeu al judecății. Mai bine să știm că Dumnezeu ne cere, că Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru El, că Dumnezeu ne dă și ajutorul și puterea. Și acolo să-L întâlnim Dumnezeu al dragostei. Așa a spus la demisorul bisericii. Că aveam atunci 92-94. Valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos este inestimabilă. Nici poeți, nici cântăreți, nici predicați. Nimeni nu va putea să spună totul. Total, pe plin, nu va putea. Dar măcar să o considerăm, să o luăm în seamă, să ne conformăm viața, să fugim de păcat, de lume, să nu mai fie nimic în noi, din lumea aceasta, care îl dezonorează pe El, sau din păcat, și să trăim pentru El. Asta înseamnă considerare, asta înseamnă respect, asta înseamnă bună cuvință. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Sper că țineți minte lucrurile acestea și vom merge într-o rugăciune. Dar înainte ca să mergem la rugăciune, să ascultăm și pe sora Ani și pe Florin cu cântare. Și sunt convins că cântările despre jertfa Domnului Iisus sunt cele mai minunate și trebuie să fie vii, întotdeauna în vieția noastră. Și apoi după ce cântă, hai să cântăm și noi o cântare, să cântăm cântarea aceea, să ne auzi jertfa Domnului Iisus. Și dacă vreți, hai să mai cântăm o cântare și apoi să ne apropiem de cine Domnului. Apoi să vedem rugăciunea aceasta. Mai căutați-o și pe aceea. Ceva multe durat. Cur din jertfa. Crucea Domnului Iisus Hristos. O, ceva multe durat. Dar așa să se cânte cântare. Să legeți cu această transfigurare, cu această poziție. O, ceva multe durat. Cur din crucea ta, Iisus. O, ce jertfă minunată este jertfa. Cântând așa și să ne cercetăm și să ne punem în rânduială față de jertfa Domnului Iisus Hristos. Care ți este poziția ta față de jertfa Domnului Iisus Hristos? Haideți să cântăm.